Bună dimineața, Ion, bună dimineața, dragi prieteni! Cărțile sunt niște oglinzi, prin intermediul lor vezi ce acumulăm noi. Iar împreună cu prietenii mei, în fiecare miercure, prietenii mei de platou, venim și completăm acest spațiu imens în sufletul dumneavoastră, vorbindu-vă despre autori, cărți, despre bonomie, literatură, cultură. Iată că în felul acesta suntem contribuenții dimineții pe care o să savurați împreună cu noi. Astăzi o să vă vorbesc despre un scriitor care mâine va împlini o vârstă deosebită, un scriitor aparte din contextul literaturii noastre, este vorba de Nicolae Iesenencu. Un scriitor foarte, foarte distant de colegii săi și, așa cum a fost miruit de academicianul Mihai Cimpoi, copilul teribil al poeziei noastre. Un autor inconfundabil, vreau să vă zic. Venit de prin părțile Chițcanului Teleneștului, face o facultate deosebită, așa, am menționat lucrul acesta, însă nu a absolvit facultatea de litere a Universității de Stat. De ce? Fiindcă în imediat apropiere pleacă la Moscova și studiază la Institutul de Literatură Maxim Gorki. Debutează fulminant cu un volum de versuri Antene. După aceasta urmează și alte cărți, la fel de importante, așa încât critica literară abia reușea să vină pe urmile volumilor semnate de Nicolae Iesenencu. Prozatorul Ioan Constantin Ciobanu zicea că e mai bine citit acest Nicolae Iesenencu ca prozator decât un poet, deși să știți că e foarte, foarte aproape de noi, mai întâi de toate prin poezie. Doar Nicolae Iesenencu a reușit să redea prin două cuvinte o imensitate a poeziei noastre. Bob Glob. Vă imaginați? Deci iată care este peisajul poeziei printr-o antologie categorică. Un autor care, să știți, că reușește să găsească cuvinte atât de potrivite încât să ne le șoptească și prin versurile sale, dumneavoastră îl determinați că este poetul pe care îl regăsiți. Iată ce spune într-un poem sugestiv care pornește și de la titlu. Idee. Important în viață e să nu scalci pe idee. Ideile sunt pentru semănat. Scoți din cap o mână de idei și le arunci la întâmplare. Când te uiți, colo a răsărit un copac, colo un balcon, colo o cale ferată, colo un scrinciu. Ei, dacă vrei să știi, m-am născut dintr-o idee. Important e să nu scalci pe idee. Iată, este deci un poem didactic, cel care de altfel vine și vorbește despre substratul psihologic al autorului. Și dacă vorbeam despre originalitatea scrierilor lui Nicolae Iesenencu, vreau să vă zic că Biblioteca Unis Forghibu a moștenit întreaga biblioteca a manuscriselor lui Nicolae Iesenencu și unde am găsit încă atâtea și atâtea volume pe care n-a reușit autorul să le dea editurii. Să știți că e un autor care mult timp prin scrierile sale chiar și a stat la ușa editurilor prin faptul numai romanul Doc, 6 ani de zile a așteptat să fie editat. Iar romanul Evrei, am reușit să scoatem împreună cu colegii mei abia deci 2 ani în urmă. Un roman foarte căutat, un roman foarte citit și vreau să vă zic că surprizele urmează, deoarece mai venim și cu alte amănunte. Dar foarte important de menționat că și acest roman, dar și celelalte cărți, desigur și celelalte recomandări pe care le facem noi aici de dimineață, le facem pentru ca dumneavoastră să aveți și alternative și în același timp o gamă mult mai largă în alegere atunci când mergeți la librărie pentru a lectura. Și în biblioteci. Sigur, da. Cele care oferă carte spre lectură. Și dacă vorbeam despre faptul că am moștenit și alte manuscrise ale lui Nicolae Iesenencu, iată că am reușit să scoatem file din jurnalul scriitorului Nicolae Iesenencu și să vedeți dumneavoastră ce surpriză a urmat, ce am găsit. Am găsit un jurnal scris în cheie ieminișeană. Spune Nicolae Iesenencu: am scris o monografie Iemenescu și am uitat de ea. Am făcut bine? Am făcut rău? Nu știu. Am înțeles un singur lucru în rezultatul. Fiecare scriitor moldovean trebuie să scrie o monografie Iemenescu, fiind sau nefiind publicată.
Asta ar fi o mare temelie de ajutor național. Vedeți ce frumoasă trecere de la Esenencu la Eminescu, fiindcă, deci, poi mâine, 15, deci, iată, venim și cu această zi calendarică. Aș vrea numai doar câteva note din jurnalul unui scriitor semnat de Nicolae Esenencu cu referință la Eminescu să vă citesc. Știi oare mama că Eminescu e fiul ei? Știi oare tata că Eminescu e fiul lui? Știu oare frații lui că Eminescu e fratele nostru mai mare? El am arătat pe Eminescu mamei. Mama se uita la portretul lui cu drag, cu doieșie, cum vede că nu întind mâna să iau portretul, îl pune în poală. Cu dragoste îl pândește ca pe un copil. Mă gândesc, Eminescu se putea naște numai pe pământ. Mă gândesc, Eminescu se putea naște numai printre stele. Mai e nevoie de un monument pe pământul acesta? Eminescu, de la pământ până la cer. Iată, acesta este Nicolae Esenencu. Și îndemnul nostru împreună cu colegii mei, să știți, dragi telespectatori, este să reveniți asupra lecturilor pe care le faceți zi de zi. Să reveniți asupra autorilor pe care aveți în bibliotecile dumneavoastră. Acolo, în profunzimea gândurilor respective, veți descoperi aceste mari adevăruri care mereu ne înnobilează. Adevărul și cultura pe care o avem față de carte, față de noi, față de istorie. Eu încă am rămas prizonier în aceste cuvinte despre Eminescu și stau și mă gândesc din nou cât de important a fost Eminescu și acum este sigur importantă pentru tot ce înseamnă literatura noastră și pentru arta din tot spațiul românesc, dar cât de important a fost acum mai bine de 30 de ani, atunci când eram prinși într-un imperiu străin pentru foarte mulți dintre oamenii de artă de aici, din spațiul dintre Nistru și Prut, și cât de importantă era aceasta, dacă pot să o numesc ancoră, pentru că încercai să te ancorezi de ceva, exact, ca să reușești să ajungi până la finalitate. Dragul meu prieten, haide, o să-ți răspund iarăși printr-o aliniată din jurnalul lui Esenencu. Grămăjoare, în jurul lui Eminescu mai putem exista în timp. Ori, în jurul lui Eminescu mai putem exista câteva milioane de ani. Iată cine este Eminescu pentru noi și iată cum este cazul să-l avem mereu în inima noastră pe acest mare scriitor. Vorbim despre Eminescu, vorbim despre Nicolae Esenencu și probabil că nimeni nu ne va acuza că am făcut această punte de trecere pe un pod hobitant între doi scriitori, unul din acest mileniu și altul din mileniul pe care îl avem aur. Și partea cea mai frumoasă, de fapt, pentru că, bine, eu nu am fost contemporan în acele momente, dumneavoastră ați fost, făcând referire la... Am fost un prieten foarte bun cu Nicolae Esenencu, să știi. De asta și-am moștenit manuscrisele. Să le transmiteți tuturor celor care vă întâlniți din domeniul artei, tuturor celor care veniți aici, să le transmiteți tuturor, că așteptăm și pe dumneavoastră cei care au posibilitatea încă să mai vină, cei care nu mai au posibilitatea să mai vină, le mulțumim pe această cale, deși sperăm să ne audă de acolo, de undeva, faptul că au lăsat în spate aceste lecturi pentru noi. Cei care pot să mai vină într-o zi, de ce să nu-i cunoaștem, și cei de acasă să fie și ei alături de ei. Dar doream să menționez de Eminescu, pentru că dumneavoastră ați fost contemporan și în momentul renașterii naționale și, deși Eminescu, fiecare dintre noi știe probabil, din cei care au studiat, că nu mai este printre noi de foarte mult timp, a fost prezent. A fost prezent, de fapt, prin creația lui și a fost prezent prin oamenii de artă de aici, din spațiul nostru. De fapt, oamenii de aici care spuneau s-au ancorat de acel lucru. Eminescu fizic nu a fost prezent în momentul renașterii naționale, însă a fost prezent în sufletele oamenilor. Spiritual, deci Eminescu există și este permanent, este icoana la care ne închinăm. Să știți că nu sunt niște cuvinte acum la superlativ, și atunci când Grigore Vieru vine doar printr-o noțiune aproape refrenică, Eminescu să ne judece, e ca și cum ca și cum că mereu trebuie să trecem prin poarta aceasta a purgatoriului, deci a curățeniei de sine, fiindcă Eminescu ne privește de acolo, de sus, de la acea distanță, deci de parseci, dar totodată este și farul nostru alexandrin spiritual. Și trebuie să ne ghidăm și să fim și noi foarte atenți și raționali în tot ceea ce facem. Vă mulțumim mult că ați fost și în această cu mare drag. Și vă dorim o zi cât mai frumoasă. Vă așteptăm cu mare drag și miercurea viitoare să fiți aici alături de noi. Vă promit, vin. Iar noi vă așteptăm. Noi...